Dintre producătorii de legume și fructe sosiți din alte județe, cei mai numeroși sunt cei din Caraș-Severin. Pentru că își vând marfa mai bine decât în alte părți, mulți dintre ei ocupă an de an câteva tarabe din piața Mircea. Fie că oferă severinenilor legume sau fructe produse în grădinile orlivezile lor, ei sunt mulțumiți de profitul pe care îl scot. La vânzare avem mere, cartofi, gitoace, pere, pastanac, morcov, suntem producători direct. De ce veniți pe piața din Severin? De ce venim? Păi, cum să vă spun, e bună aici pentru noi și aproape că suntem la 70 de kilometri și parcă să vinde mai bine aici în Severin ca în zona noastră. Aici e mai desfacere mai mult. Nu avem într-altă parte. A fost angul enorm a noastră. Marfa pe care aceștia o oferă spre vânzare și-a găsit imediat adepți printre severineni. Mulți dintre cei care trec pragul pieței Mircea au devenit clienți fideli. O marfă foarte bună și ieftină. Părerea mea personală. Am luat și ieri, am luat și ceapă verde, am luat și ardei, și castraveți, și roșii, și acceptabilă preța, ca preț. Căutați să cumpărați de la producători autohtoni. Da, normal. Iată însă care au fost prețurile practicate în acest sfârșit de săptămână în piața Mircea. Cartofi 1 leu, mere 1 leu kilogramul, pere 3 lei kilogramul, ceapă 1,5 lei, usturoi 1 leu kilogramul, salată verde 1 leu bucata, verdeață 1 leu 3 legături, păstârnac 2,5 lei kilogramul, morcovi 1,5 lei kilogramul, spanac 6 lei kilogramul și praz 1 leu bucata.